Direcția de asistență socială DEVA a început de astăzi, 15 noiembrie, distribuirea de tichete gratuite de transport public local pentru persoanele cu dizabilități. Acestea pot fi ridicate până în data de 17 decembrie de la sediul instituției, situat în DEVA, strada Ile Caragiale, numărul 4, de luni până joi, între orele 8 și 16 și 30 de minute, sau vineri, între orele 8 și 14. Începând de astăzi, 15 noiembrie, DAS DEVA a început distribuirea tichetelor gratuite pentru persoanele cu dizabilități pe transportul public local. Acestea sunt disponibile pentru persoanele cu dizabilități cu grad grav, inclusiv pentru însoțitorii și asistenții personale acestora și pentru persoanele cu dizabilități cu grad accentuat. Tichetele se pot ridica până în data de 17 decembrie și sunt disponibile pentru perioada decembrie 2021-martie 2022. La ridicarea tichetelor este obligatorie prezentarea în copie a actului de identitate, a legitimației de călătorie eliberată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și a certificatului de încadrare în grad de handicap. Biletele gratuite de călătorie pentru transportul public local sunt valabile pentru 10 călătorii dus-întors pe lună în municipiul DEVA. Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0737 036 004 și 0755 018 805, tasta 5, la compartiment monitorizare asistenți personali de luni până joi, între orele 8 și 16 și 30 de minute, sau vineri, între orele 8 și 14.